iar România va acorda sprijin Turciei și Siriei. În Turcia au fost deja trimise două echipe de salvare în sprijinul autorităților de acolo după seismele care au lovit în ultimele zile. Ce resurse vor fi trimise în continuare, ne spune colega mea Denis Adicu. Bine v-am găsit! Noua hotărâre adoptată de executiv la propunerea Departamentului pentru Situații de Urgență prevede ca România să acorde asistență internațională Turciei. Asistența constă în trimiterea unor produse pentru adăpost necesare țărilor care se confruntă cu situații de urgență de amploare, așa cum se întâmplă acum și în Turcia în urma cutremurului major. Astfel, potrivit documentului, România va trimite în Turcia 2000 de corturi, 8000 de paturi, 8000 de saltele, 8000 de perne, dar și cearșafuri și prosoape. Hotărârea nouă prevede și ca Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin unitățile subordonate, să se asigure de încărcarea și transportul acestor produse. De asemenea, Ministerul Apărării Naționale se va ocupa de transportul personalului specializat din cadrul IGSU, care, odată ajuns în Turcia, se va ocupa de montarea echipamentelor, dar și de instruirea personalului autorităților de protecție civilă din Turcia.